O zi ciudată. Și note mari, și note mici, și note medii. Și spun ciudat pentru că pare că nu m-am făcut eu înțeleasă. O altă jurizare, alte emoții și iar cu un risc de a pleca. Când avem o temă, ca ciupercile, înseamnă că avem o vedetă în farfurie, adică ciuperca. Asta nu înseamnă că nu trebuie să folosiți și altceva, dar este vorba despre ciuperci și despre ce știm să facem cu ele. Nu despre pui, nu despre miel. Concurentul ideal pentru șef la cuțite trebuie să cunoască tehnici mai mult decât să știe combinații de gusturi. Pentru că în momentul în care te pune în situația de a face ciuperci, tu trebuie să demonstrezi tehnici diferite de gătit ciuperci. Asta v-am rugat. Fantezie, imaginație. În așa fel încât să putem să arătăm tot ce știm să facem cu aceste ciuperci. Nu să fie aruncate în farfurie, într-un sos pe care poți să-l gusti sau nu. Îmi se scurge parcă așa inima și am zis că gata, chic în seara asta. Mă gândeam numai că eu am făcut curcanul ăla, că poate nu-i ciuperca vedetă. E groasă treaba. Nu vreau punctaj mare, vreau doar să trec, vreau doar să intru în bucătărie. Prima oară am zis ok, o greșeală la prima farfurie, la a doua. De fapt, toate farfurile, cu excepția unei singure, carne și două ciuperci marșilate, așa, cu mila lui Dumnezeu. Nu se poate. Deci mi-a deschis fix farfuria. Și mi-a căzut fața direct. Am realizat că eu nu am făcut vedetă din ciupercă. Cu toate acestea, tot aveam încredere în preparatul meu, pentru că aveam două texturi de acele ciuperci. O să încep cu una dintre notele medii, multe de altfel. O farfurie care a obținut 11 puncte. Paco, poți să mergi în bucătărie. Paco! Bravo, Paco! Și cu 11 puncte, Paco! Gătiți costille de miel, un usturoi, l-am flambeat, cu miere și picant. Și ragut de ciuperci. Paco gătește gustos. Soteul ăla lui de ciuperci cu ceapă așa. Bun. A avut, cred că, cele mai multe ciuperci prin farfurie. Mie dă bine, Paco. Din punctul meu de vedere, gustul echipei lui Sorin ar trebui să fie dat doar de Paco. Paco gătește cu gust. Bine, Paco! Tot timpul a avut nota la fel. Asta ce mai puțin, în restul am fost 12 puncte. De atunci eu îi mulțumim. 10 puncte cu care se salvează în această seară. Tot așteptam să strige și în gândul meu ziceam, haide, Gabi, Gabi, Gabi. Andrei Mihalcea, spune ce ai gătit, Andrei. Mușchiulețul de porc cu niște pleurotus și un piure de morcov și erau niște chipsuri de ciuperci undeva pe acolo. Ținând cont de alții care cu siguranță au obținut un punctaj mic, că știu și eu ce note am dat, Andrei se salvează și el cu 10 puncte, mușchiuleț de porc, tot așa, cu pieptenul pe acolo. Bravo! Pentru preparatul meu am luat 10 puncte. Eu am fost clar, sper convins că eu o să plec acasă. Sufletelul meu deja eram la predeal. Nu credeam că o să fiu azi aici, sincer. Doi concurenți de la Bontea, dar de ce de la Bontea 2? Adică eu iar rămân cu cele mai mici note acolo? Există farfurii și de 15 puncte însă. Și ca să ne bine dispunem, o să ne amintim de una dintre aceste farfurii care a obținut 15 puncte, deși să știți că în această seară se pleacă cu 4 puncte acasă. Era grav, dar eu speram că am făcut mai mult de 4. Și speram că zic, dacă e 4, poate măcar eu 5. Și să trec. Dar am auzit că sunt note de 15 puncte, mă gândeam la a mea. Eram între a lua 15 puncte și în carnea dacă e făcută. 15 puncte are astăzi Adrian. Bravo! Bravo!
Am gătit un piept de curcan în sos de coniac, un piure de amaretto am făcut cu ciuperci, un rulou de baby zucchini, dovlecel. Ah, bun, bravo, foarte frumos, parfait. Și baby legume. Asta trebuie să facă cuțitul de aur. Pe linie, 15 puncte și să nu poate fi niciodată în viața lui atins de nimic. Bravo, băi! Bravo! Bravo! Stai, mă, că asta e singura care a luat 5 puncte. Bravo. Cred că a fost primul duel la care chiar mă bucur de puncte. Probabil că eram foarte dezamăgit înainte și pentru mine a fost un plus să văd că iau și maximul. Astăzi nu a fost recunoscut în farfurie. Gabi. Da, în sfârșit. Aia, mă, în sfârșit. N-am mai rămas între ultimii, frate. Plec și odată în bucătărie. Mușchi de vită, sos brun, trei texturi de ciuperci. Mulțumesc. Wow. Bravo, mă. Trei texturi de ciuperci și chips griliate și un pic un sote. Bravo, ai văzut cum ai gătit carne? Adevărul că am folosit și un termometru un pic mai altfel. Am încercat, da? Bravo. Luai mai multe puncte, Gabi. Gabi, cu siguranță, ar fi luat un punctaj mai mare dacă era mușchiul ăla de vită corect, că până la urmă mi l-ai pus în farfurie. Dacă ciuperci nu prea ai, trebuie să mă luai măcar de ceva. Asta e mișto sos. Foarte bun sos, foarte. Da, foarte bun sos. Și multe ciuperci. Gabi, te-am văzut! Hai, Răsane, treci acasă! Glenn! Am promis șefilor, specialul șeful meu, i-am promis că nu o să mă mai recunoască în farfurie, că o să-mi dau interesul mai mult să fac ceea ce știu să fac mai mult. Spuneam că și farfuriile de 6 puncte în această seară se salvează. Și o asemenea farfurie a făcut... Aveam emoții pentru Carmen. Nu mi-a dat să gust crema, nu știu ce gust avea. Vizualizam în dreapta mea alte două farfurii proaste. Mă simt tristă, dezamăgită. Ai văzut pe aia rătăciți în deșert? Păi așa eram eu acolo. Aștepți ușor, ușor să te tragă nisipul. Carmen. 6 puncte. Supa cremă de ciuperci. Supa cremă de ciuperci. Singura săracă care a stat în tema 100%. Dar dacă execuția e proastă, degeaba asta intră. Bravo, bravo! Bravo, Carmen! Bătălia a început să fie tot mai grea. Iar eu sunt conștientă că sunt cofetar. Se vede. Atâta pot. Nu pot mai mult pe partea asta. Mai venea Mădălina și Sorin de la mine. E clar că astăzi ori Lina, ori Mădălina pleacă cu mașina. Lina, nu fi negăjită. Ai luat 9 puncte în seara asta. Ai de nou! Mulțumesc foarte frumos. Am avut o zi grea. Nu știu de ce, dar am avut o zi grea. Putea să dau mai mult. Dar eu vă mulțumesc tare. Ce ai făcut în farfurie? Piept de pui. Prima farfurie. Prima farfurie. Da. Am avut o zi grea. Doamne ajută, te îmbucătări. Vă mulțumesc tare frumos. Marea surpriză este că Lina pleacă în bucătărie. Bravo! Vă mulțumesc frumos! Dacă facem o riez cu ciuperci, luam mai mult. Dacă așa ne-o fugi capul ăsta, să fac piept de pui. Eu mi vă spui drept, că parcă dacă era o putere, nișă inima așa afară și am bătut din palme și i-am spus și ce-am luat și i-am spus că vă mulțumesc tare frumos că am depășit și proba asta. Tante, da. Bravo, tante! Bravo, bravo! Intră doamna Lina în bucătărie, am zis, bă... A intrat careva care eu îl vedeam deja în oraș, la el, în pat, în apartament, că deja era plecat înainte să înceapă. Felicitări, domnule! Câte puncte ați luat? 9 puncte! Bravo! Bravo. Am 3 duieluri, bine, de când tot trec la duel, la duel, la duel. Stai, uite, ne ajută Dumnezeu și la duel și trec! Mai avem... Două farfurii, una de 9 puncte și una de 4 puncte.
deja m-am relaxat. N-are cum să plătească Sorin atât de prost, n-are cum, pentru că știu unde lucrează. E clar că farfuria aia nu seamănă cu a mădălinii, dar nu seamănă nici cu a cuțitului de aur. Oh my God! Ah. Când am văzut că Lina a plecat înaintea mea, e pa la revedere. Aici s-a încheiat cărticica mea. Am rămas împreună cu Mădălina, am văzut greșelile din farfuria ei, am văzut că nu avea sos, sau ce puțin era insesizabil, carnea gătită, avea crustă, am lăsat-o la odihnit, sosul a ieșit de textură pe care mi-l doream eu, a fost un pic prea mult sare din punctul meu de vedere, sparanghelul avea culoarea verde, era dispus ok, era echilibrată farfuria. Mi-a căzut moralul imediat. Mă uitam la cuțitul de aur, ce se mai întâmplă? Și cum e? Te uiți la Burj Khalifa și tu ești jos. Farfuria ta, Mădălina. Este cea de... ...9 puncte. Doamne ferește! Wow. Ce ai gătit? Hai de mamă. Sorin, îmi pare rău. Cuțitul de aur să plece cu 4 puncte. Wow. Ce ai gătit? Ce ai gătit? Ce-ai gătit? Cotletele alea. Doamne, Dumnezeule! 9 puncte mie! Nu cred! Haide, Doamne, Dumnezeule! Bravo! Șef Scărlătescu m-a îmbrățișat acolo. Prima dată îl văd așa de fericit. Zici că cine, ce premiu am luat, ce Oscar! Cartea recordului se scrie că eu am dat cuțitul de aur afară. Bă, Sorine, popune! Foarte dezamăgit. Foarte dezamăgit că nu a fost pe placul șefilor. Nu le-a plăcut și chiar nu m-așteptam la 4 puncte. Doamne, ferește! Băiatul ăsta știe să gătească. I-am dat toți cuțitele de aur, toți 3. Este de necrezut. Este peste puterea mea de a înțelege. Ai găteală de tine, mă! Nu vii cum, mă, cuțitul meu de aur? Gata, suntem toți. Cred că ăsta e primul duel, practic, la care nu pleacă nimeni de la noi. E așa senzația asta, că am reușit toți, că suntem acolo. Nu cred. Pleacă Sorin, mă, cuțitul de aur? Vai de pui, măi. Super fain. Wow. O pleca cuțitul de aur, zic, băi, nu pot să cred. Nu m-am gândit o secundă în viața mea. Pomul ăsta a luat 4 puncte. Unde-s farfuriile alea pe care le faceți voi acolo? Unde sunt? Nu înțeleg nimic. Când am văzut că intră Mădălina cu șef Stălătescu, primele câteva secunde, eu nu mi-am dat seama dacă a trecut sau nu a trecut. Dar după aceea am văzut că durează puțin până intră Sorin, atunci am realizat că, de fapt, a venit apocalipsa. Toți muși de vită cruzi, toți! Ce căutați de nu gătiți ciuperci, tocană de... Tocană, bă, frate, tocană, ciuperci, mărar, ceapă, mămăligă, bă, frate! Nu, nu am înțeles nimic, nu știu ce s-a întâmplat. Nu pot să-mi explic, el nu-și explică, nimeni nu-și explică, echipa nu înțelege, el nu înțelege, eu nu înțeleg. Doamne ferește, bă, în primul rând n-aveai o ciupercă pe acolo, bure blancul ăla plin de vin, Doamne ferește. Și un muș de vită obosit. Vezi, știi cu ce seamănă asta? Știi cum este salata aia de ou? Aia tăiată și aia... Aia de ou cu... Tăiată salată de ou cu ciuperci și maioneză. Aia e bună, aia a fost bună. Păi da, dar asta e... Are și vin în ea. De farfurii în partea alaltă. Am zis că una dintre alea 15 puncte ești tu. Mi-a căzut fața când am văzut că nu ești acolo. Că sunt eu tâmpit și poate nu-mi place mie ceva. Dacă îmi spun trei șef că e nasol, înseamnă că e nasol.
Șoc, șoc, șoc. Ok, am văzut că până acum n-ai strălucit și n-ai ieșit în evidență la așteptările pe care le aveam. Dar 4 puncte? Chiar dacă fizic toată lumea a muncit, dar trebuia un șoc. Dar nu m-am așteptat ca șocul ăsta să fie faptul că Sorin pleacă. Plec cu un gust amar, mi-aș fi dorit să merg mult mai departe. Din păcate, s-a terminat prea repede. Vezi farfuriile alea dichisite, mie nu pot să cred. Nu am vrut să dichisesc prea mult, șef. N-ai vrut? Am vrut să merg mai minimalist. Doamne ferește, băi de capul. Sunt trist în sufletul meu pentru că ne-a plecat unul din echipă și sunt bucuros că ne-a plecat cuțitul de aur, că poate de mâine o să reușesc să-i demonstrez eu mai multe la șef, să vadă cine era într-adevăr cuțitul de aur în echipa aia. Deci o dată nu mi-a trecut. Păi dacă intra jumate din echipa mea la duel, tu erai unul dintre aia care intra la duel. Da. Pentru că mă bazam pe tine. Tu, Pahu. No offense. Și ofream. I-a plecat un om pe care puteai să-l întrebi, că avea cunoștințe. Deci suntem șocați. Nu ne așteptam să iasă chiar absolut deloc. Mi-a plăcut. Pare bine că te-am luat în echipă, că asta este. Am plecat prea de repede. Prea de repede. Foarte repede. E o competiție până la urmă. Câștigă cel mai bun. Și rămâne unul. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să rămân eu. Accept faptul că și alții sunt mai buni ca mine. Mulțumesc. Aia e viața. Mă duc acasă, mă odihnesc să vedem mâine ce se întâmplă. Mie nu vine să râd de treaba aia. Dimpotrivă, mi se pare tragic că în momentul în care un concurent bun poate să aibă zi proastă, să gătească pe lângă. Se poate întâmpla oricând. Da, n-am zis nu. Și am speranțe foarte mari în ceea ce te privește. La fel și la tine. Bun, la fel și la tine. La fel și la tine. Sincer, m-am bucurat pentru că un om bun a ieșit. Îmi pare rău pentru el ca și om, dar în aceste clipe eu mă bucur de fiecare care pleacă. Da, înțeleg. Înțeleg competiția și nu te acuz. Adică nu sunt de am fiecare. Înțeles, îți înțeleg competiția. Eu în locul lor m-aș fi gândit, au plecat bucătarii buni. Asta înseamnă că oricine poate să aibă zi proastă. Asta înseamnă că trebuie să câștigăm battle-uri ca să nu ajungem la duel, pentru că nu se știe niciodată. Capul sus și haideți că competiția e grea. E așa, foarte grea. Așa. Aveți grijă. Hai. Să nu înțelegeți greșit. Astăzi ați gătit super. Astăzi n-a fost șansă la jurați, dar mâncarea voastră a fost mult peste. Vă spune Scarlătăs. Am două motive de bucurie. Unul, că am scăpat cu toți 5 concurenții în bucătărie. Iar a doua bucurie este pentru că a dispărut un cuțit de aur. Un posibil candidat interesant și foarte important la final. Doamne ajută! Ne vedem mâine, dragii mei! Mulțumesc! Când vrei tu, vă spun doar atât. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.